Doamnelor, domnilor, bună seara! Bun regăsit la o nouă ediție emisiunii Mix Actual. Sunt Onelia Pescaru. Ne revedem în această seară la Mix TV cu managerul Spitalului Clinic de Copii din Brașov, medicul Liviu Munteanu. Bună seara! Bun revenit la noi! Sărămâna, bine acum v-am. Manager plin, după un interimat așa de documentare destul de lunguț. A fost vreo 2 ani interimatul. Foarte lung, aproape 2 ani jumate. 2 ani și jumătate. Ați rămas candidat unic, totuși. Se pare că nu este foarte atrăgător acest post de manager. Nu e atrăgător deloc postul ăsta de manager. Chiar nu e atrăgător deloc, pentru că e o responsabilitate mare în plus, care nu este compensată în niciun alt mod. Atunci, compensată sau recompensată. De ce se înhamă câte unul ca dumneavoastră la un asemenea travaliu? De nebun. Și un soi de nebunie. E și un soi de nebunie. Sau judecată ca atare de mulți dintre colegi. Din ambiția de a demonstra ceva, sunt unele persoane și eu recunosc că fac parte dintre ei. Mi-e imposibil să stau degeaba și să aștept să facă cineva ceva și de pe margine să critic a făcut sau n-a făcut. Schimbarea trebuie făcută din interior. Sunt genul de om care trebuie să se implice, să facă ceva. Nu are liniște pe margine. Deci un idealism. Nu știu, mai degrabă o fire practică. O fire practică. Da. Practică și totuși, nu pentru că în măsura în care nu ești răsplătit pe măsura unor eforturi, nu te mai numești om practic, te numești puțin idealist, visător, romantic chiar. Da. Judecat ca atare de un sistem destul de învălmășit. Atâta vreme cât, dacă luăm în calcul numai răsplata materială, asta evident că nu există, așa ca fapt divers, salariul de manager e puțin mai mic decât cel de medic primar. Deci nu vorbim aici de compensații bănești, compensații materiale, dar nu sunt numai astea pe lume. Mai există și satisfacția faptului că ai reușit să schimbi ceva în bine. Să lași niște urme. Să lași niște urme, iar eu mă gândesc că postul ăsta de manager va fi pe o perioadă scurtă de timp, iar apoi mă voi întoarce să lucrez tot într-un spital pe care acum încerc să-l schimb în bine. Deci cumva și cu gândul, cumva și cu gândul la activitatea viitoare. Sunteți medic specialist în chirurgie ortopedică, pediatrică. E o disciplină pentru care se cer o formare de foarte mulți ani. E să punem lucrurile la punct, că a mai apărut informația asta prin presă. Nu sunt medic specialist, sunt medic primar. Chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică, diferența este mare. De pregătire, practic, gradul de medic primar este gradul maxim al specialității. Nu ai unde să deci te v-am nedreptățit, ne cerem scuze. Nu ai unde media să te duci mai face mai greșeli sus. De genul acesta. Da. Deci sunteți sus, la maximum carierei. Da, mai carierei. Sunt și doctor în științe medicale. Da. Așa cum sunt mulți dintre colegii mei din spital. Deci cadru universitar. Nu cadru universitar, am fost cadru universitar 16 ani, nu mai sunt din 2011. Pentru că ați ales să fiți manager, iată. Da, deci am lămurit, oricum ar fi chirurgia, mai ales acolo unde sunteți dumneavoastră, la pragul acela de sus, presupune o formare de foarte mulți ani și foarte puțini ani în care sănătatea, organismul îți permit să fii foarte, foarte performant. Și atunci, e clar că în acest moment, managerul fură de la chirurg. Eu încerc să nu fure. E adevărat. Noi reușim să fim formați profesional la o vârstă la care în alte meserii se pensionează. Vorbim de cadre militare, polițiști. La vârsta la care noi performăm, atingem maximul potențialului, ei se pensionează. Asta e curba noastră de progresie, ne facem datoria cât putem de bine și, cum spuneam, activitatea medicală este pe primul plan, chiar și în acest moment al vieții mele, da? Nu mi-am neglijat nicio secundă îndatoririle medicale, chiar dacă activitatea de manager mi-a răpit după
programul medical foarte mult timp în plus. Spuneați că sunteți probabil printre puținii, dacă nu singurul manager care în acest moment face gărzi, da, tot la cot cu ceilalți colegi. Colegi, da. Pentru că sunteți medic în echipa managerului, nu? Liviu Munteanu, exact, este unul dintre medicii din echipa managerului. Exact. Aș fi bucuros să pot să nu mai fac gărzi, dar în momentul în care aș spune că nu mai fac, practic acea linie de gardă de chirurgie și ortopedie pediatrică de la Spitalul Clinic de Copii s-ar desființa, pentru că nu ar putea fi acoperită. Și atunci ați crea o problemă managerului. Aș crea o problemă managerului și mi-aș crea și mie o problemă pentru în momentul în care m-aș întoarce înapoi în colectivul secției de chirurgie. Atunci socotiți că puteți face și acest efort. Cel puțin încerc. Vreme de niște ani v-ați înhămat la un nou drum, un drum deschis prin hățișurile unui sistem cu multe vici și cu multe meandre, dar parcă soarele răsare. Cum ați primit această știre legată de mărirea salariilor medicilor, dincolo de conotațiile electorale, mai mult sau mai puțin electorale? M-am provocat. E datoria mea? Da, nu, deci haideți să fim serioși. Eu vă spun cinstit că dacă se declanșează o grevă în sistemul sanitar, dacă colegii mei din spital, și când spun colegi înțeleg tot personalul din spital, de la administrație până în fundul ultimei secții din spital, la vlădică până la opilică, exact, da, consideră că trebuie făcută grevă, eu ies împreună cu ei. Deci nu, ce, 25%? La ce 25%? La nu, foarte puțin. La foarte puțin. Și iată că s-a creat și un precedent, toți bugetarii fierb, vrem și noi, medicii de ce, da, noi de ce nu. Iată, se deschide cumva cutia Pandorei. Deci nu vă bucură nici ca medic, nu, nici ca manager. Nu socotiți, nu, că este o motivație. Nu, nu, ar trebui făcut un sistem de salarizare altfel. Corect, dacă s-ar putea, în care să nu fie nedreptățită nicio categorie de bugetari, și chiar și în cadrul aceleiași categorii sunt nedreptățiți. Da? Deci nu toți medicii dintr-un spital au același salariu, de exemplu. Și uneori diferențele poate nu sunt atât de... sau nu se reflectă în plan profesional ca valoare, ca atribuții, da, da, prin salariul, da, pe care îl primesc. Dacă mă întrebați pe mine, ar trebui făcută acea grilă pe criterii de performanță. Toată lumea să primească acea bază. Nu, acel... Care ar fi o bază decentă, după părerea dumneavoastră, pentru un medic? Nu știu ce să zic. Un medic deja specialist, da? Deci un medic care... Am fost anul trecut în Statele Unite și am vorbit cu foști colegi, cunoștință de acolo, care, făcând ceea ce fac eu, de exemplu, aici în țară, câștigă spre milionul de dolari pe an. Chirurgia, da? Adică... Chirurgie, ortopedie. Acum ne raportăm la Statele Unite, ne raportăm la Europa. Discuția este mare. Trebuie și în Europa legate... cred că se câștigă sume importante. Chirurgii sunt vedetele medicinei, nu? Da. Peste tot în lume, nu? Sunt, așa este. La noi sunt destul de vânați în ultima vreme. E altă prostie. E o vânătoare de vrăjitoare, vedeți. Colegi, da, de dumneavoastră sunt vânați. Deci fără niciun fel de discuție, condiționarea actului medical trebuie combătută, trebuie pedepsită, trebuie eradicată. Nu știu ce trebuie făcută cu condiționarea asta, dar nu este acceptabilă. În rest, să culpabilizezi oamenii pentru tot felul de... Nu, este chiar o prigoană și o vânătoare și e un mecanism care încearcă să activeze niște butoane sociale, un soi de repulsie. Exact. Vis-a-vis de această categorie, de care până la urmă fiecare are nevoie într-o viață, nu ai că, cum să nu ai nevoie. Deci trăim în fiecare zi sentimente extrem de ciudate legate de pacienți. Sunt din ce în ce mai agresivi la adresa noastră. Lipsiți de respect? Deja nu mai... Da, dar am trecut în partea alaltă a agresivității verbale. Încă n-am ajuns în spital la agresivitate fizică efectivă, dar am fost amenințați cu agresivitatea fizică. Un rezident de-al meu acum vreo săptămână, cât pe ce să fie bătut de un părinte. De ce? Noi asta îi rugăm să înțeleagă. Cele mai mari scandaluri sunt la unitatea de primiri urgențe.
îi rugăm să înțeleagă că nu e ca la supermarket, te-ai așezat la rând și când îți vine rândul, așa. La spital, rândul tău poate să tot treacă dacă vine un pacient mai grav. Deci mai urgență mai grav decât mai tine. Da, deci nu există. Deci la spital nu e servirea în ordinea sosirii. Primul venit, primul servit. Este în ordinea gravității, iar gravitatea unui caz nu o stabilesc cei de la ușă, ci cadrele medicale. Înțelegem sentimentele astea de frustrare, că uite, am venit și stau și s-a băgat. Nu s-a băgat nimeni în față. Trebuia văzut mai devreme pentru că era mai grav. Aici vorbim și de sentimente umane, de solidaritate umană, nu? Da, este și un revers al medaliei. Eu însă mi-am trăit o experiență. Copilul meu avea o urgență într-o duminică după amiază în care am văzut că iadul pe pământ se dezmânțe la spitalul de copii, mai ales în zilele de vacanță. Așa este. La un moment dat am trăit și eu această experiență, au venit la rând copil mușcat, sfâșiat de câini, copil care căzuse, era sfâșiat, era copil cu mâna cu fractură deschisă, copilul meu care avea doar febră și vărsături deja, dar eu ca mamă tremuram. Da, copilul noastră care... e cel mai important, înțelegem asta. Când v-am văzut colega însă și mi-a explicat că este singură, că este de atâtea ore singură, da, că trebuie să acopere tot. Așa este. M-am temut totuși. Cum reușește? Este foarte greu. Este foarte greu. Gândiți-vă puțin că la unitatea de primiri urgențe aveam 7 medici angajați acum o lună. Dintr-o dată au plecat 3 din ei. Pe motive medicale, unul, pe motive personale, celălalt, că familia nu mai permitea să petreacă atâta timp în spital. Iar cea de-a treia doctoriță, chiar medicul șef din UPU, a dat naștere unei fetițe, să-i trăiască chiar acum. Să-i trăiască, îi dorim chiar, și noi. Chiar acum o lună, să fie sănătoasă, să se bucure, să se bucure de ea. Dar uitați-vă că am rămas fără 3 medici. Am reușit să angajăm unul, dar este foarte greu să găsești și persoane competente. Și atunci, e adevărat, activitatea are puțin de suferit. Ne descurcăm cu cine putem, cu rezidenți de ani mai mare, cu medici din afara spitalului care mai acceptă să facă gărzi. Dar totuși, trebuie să înțeleagă oamenii că suntem singura unitate de primiri urgențe, copii, pe o rază foarte mare. Toate cazurile grave ajung la noi. Și din județele limitrofe. Asta e, nu avem ce să facem. O limită. Da? Există o limită. Nu-i putem refuza. Noi încercăm să vedem pe toată lumea și să-i vedem pe toți, să-i rezolvăm. Adică nu să îi repede numai să scăpăm de ei. Chiar dorim să plece rezolvați de la noi. Și ca dovadă că ne străduim, acum încercăm să mărim puțin unitatea de primiri urgențe, să mărim și spațiul de așteptare, să creăm niște spații cu paturi unde să poată fi... Să fac investiții în această zonă? Consiliul Județean ne-a aprobat o sumă destul de importantă de bani ca să extindem puțin UPU. Și noi oricum avem în plan și printr-un proiect european să modernizăm UPU și ambulatorul. Sunt niște priorități oricum și în planul dumneavoastră de management. Sunt niște priorități oricum, dar zidurile le facem. Zidurile le facem. Problema reală e dată de resursa umană. De resursa umană. Vă spun, sunt oameni deosebiți care lucrează în spitalul ăsta, pe toate secțiile, nu numai în UPU. Dar la un moment dat chiar ajung la capătul puterilor. Noi suntem încorsetați în tot felul de legi, de normative, că o asistentă la nu știu câte paturi, că prostii din astea. Ce să facă o asistentă care după amiază are în grijă 30 de copii? Și după care vedem știrile cu copiii legați de pat, copiii... Nu există așa ceva la noi în spital. N-au fost la Brașov, nu, cei drept. Nu există așa ceva, dar într-adevăr mai apare câte o mică... De aici am pornit, de la micile nemulțumiri. Mai apare o mică nemulțumire, că ăla am chemat-o și a venit peste 5 minute. Sau i-am zis... Sau injecția mea de la 18 a fost la 18 și 5. Păi cum, dar spuneți-mi și mie, cum să că faci... Că avea 20 de injecții de făcut. Cum să, sau 30, sau 35, dar cum să le faci pe toate la 6 fix? Da.
cum să te duci cu un copil la imagistică, cum să te duci cu altul la laborator și să faci și toate injecțiile alea fix la ora. Bine, multă lume înțelege, dar mai e câte unul care n-a. Și sunt aceste situații de care spuneați, nervozitate și oameni care deja și-au schimbat atitudinea față de personalul medical prin prisma unui jihad dezlănțuit de ceva vreme. E să o zicem pe dreaptă, să știți că ne ajută și presa mult în sensul ăsta. Mass media ne ajută foarte tare ca să-și schimbe impresia asta despre noi. Da, din păcate. Pentru că mediatizează numai ce este, numai ce e negativ, din păcate. Cum reușiți să motivați acest colectiv? Insuficient și insuficient plătit mereu. Vă rog să mă credeți că am căutat și mi-am pus și consilierul juridic și cine mi-a trecut mie prin cap, le-am pus să caute toate portițele legale, toate chichițele, ca să, cum motivez eu mă până la urmă, material, financiar. Nu am nicio pârghie legală. Am încercat din spital, cumva prin fundație. Nu există nicio pârghie legală să motivezi omul material. La noi nu există decât coerciție în sensul celălalt. Dacă nu faci, ai încurcat-o, dar dacă faci, nu te pot recompensa. Fundații care să premieze cei mai buni chirurgi, cele mai tari operații. Dar nu trebuie să premieze chirurgii, trebuie să premieze asistentele, infirmierele. Pică din picioare uneori după o tură. Da. Așa. Nu există aceste principii. Eu în momentul ăsta, nu am găsit nicio soluție. Deși am încercat. Chiar am încercat să găsesc soluție. Rămâne vocația, rămâne chemarea aceea. Și idealismul de care vorbeam. Dar ferească Sfântul să greșească vreuna din ele, care e supra-solicitat. Atunci să vedeți ce iese. Da, cum a zis, jihadul? Se dezlănțe un adevărat jihad. Deci, acestea sunt condițiile știute la care porniți la un nou drum. Înodată, așa un pic, acum aveți contractul semnat. Pe 3 ani este semnat. Bine, se va revizui în fiecare an. La ce v-ați înhămat? Care sunt etapele? Păi aș vrea să continui ce am început. Că noi ne-am pus problema așa. Avem profesioniștii, sunt în spital, ce ne lipsește ca să fim competitivi, ne lipsește motivarea personalului și ne lipsește gradul de cazare. Nivelul, e nevoie de mai multe nivelul paturi? Hotelier. Nivelul hotelier. De ce pierdem unii pacienți în favoarea spitalelor private? Din cauza condițiilor de cazare. Deci problema nu e a pacientului, ci a aparținătorilor care mama dor. De obicei, mama de, în cazul mama spitalului. De obicei putem înțelege asta. Și aici iar am o problemă. Deci am reușit să finalizăm până acum, nici nu știu, spre 20 de saloane, rezerve, cum vreți să le spunem, cu condiții deosebite la nivel de spital privat. Și care nu funcționează, stau goale în momentul ăsta. De ce? Una, că nu sunt mobilate, n-au nimic în ele, mai în afară de ceva. Ziduri. Da? Aici era o acțiune caritabilă, parcă, nu? Sunt multe acțiuni caritabile. Niște asociații și-au propus să vă ajute să alăture acestui demers. Multe asociații ne ajută și ne sprijină. Unii chiar astăzi mi-au cerut un număr de... Asta e o veste bună. Da. Și doi, asta n-ar fi chiar așa mare problema. Și doi, revenim la personal. Cine să lucreze acolo? Pentru că problema materială nici n-ar fi așa de importantă. Ăstea sunt în stare să se autofinanțeze, pentru că pui o taxă modică acolo la internarea mamei, mult mai mică decât la privat. Da, care ar ajuta... Și un salon din ăsta, în 2 luni de zile, mai mobilează încă unul. Și tot așa, în 6 luni de zile... Rezolvați. E rezolvată problema modernizată. Dar cine să lucreze acolo? Nu există aici o formă pentru manager, tot așa să... Nu știu, contracte temporare, deci nu mai pot, aceste asistente, aceste infirmiere nu mai pot. Deja fac ore suplimentare. Cam toate lucrează și prin altă parte? Sau chiar la noi în spital. Deci multe fac deja ore suplimentare, pur și simplu nu mai pot. Fizic nu mai pot. De înțeles, pentru că epuizarea e clar că nu... Da. Că apare și atunci... Să e un proiect blocat? Nu se poate. Să deci nu renunțăm. Cum să renunțăm? Care sunt variantele, domnule doctor? Nu știu. Tot o să găsesc niște soluții până la urmă.
Deci norocul e totuși de partea dumneavoastră, a spitalului pe care îl manageriați, pentru că totuși copiii sensibilizează mai mult decât alte zone și sunt aceste asociații, chiar eu am făcut câteva emisiuni, Happy Moms, la un moment dat, alte asociații, da, pentru secția de chirurgie, ortopedie, cred că vreau un aparat. Happy Moms chiar astăzi au cerut numărul de cont să mai gireze niște bănuți. Sunt inimoase fetele din această asociație, sunt acțiuni frumoase, sunt acțiuni calde. Se mai adună bani pentru zona materială. Ce facem cu celelalte? Pârghii politice, schimbăm legile. Asta ar trebui schimbate niște legi. Deci, vă spun sincer, eu ca și manager am o mulțime de constrângeri, trebuie să acționez în anumite limite reglementate legal și nu am pârghii. Să vă dau un exemplu simplu. La dumneavoastră aici în studio, dacă domnul din spatele meu nu vine la servici 3 zile, ce îi se întâmplă? Păi probabil nu mai vine niciodată. Probabil nu mai vine niciodată. Ok, eu am acum, de exemplu, o asistentă care n-a venit 3 zile la... Credeți că pot să-i spun să nu mai vină niciodată? Nu pot să-i spun. Trebuie să rog frumos să-mi explice în scris de ce n-a venit, după ce mi-a explicat în scris, dacă cumva spune în scris că a durut o burtă, de nici nu s-a putut apropia de telefon, să dea măcar un telefon. Trebuie să iau în considerare asta, să-i spun să nu se mai întâmple și gata. Și la următoarea abatere aveți Trebuie să fie vreo 3 abateri. Foarte greu e și mecanismul birocratic. Și mecanismul ăsta, lumea știe lucrul ăsta și atunci... Deci, care la un moment dat, cei care nu mai pot și nu mai pot, se pot și decupla, nu? Se pot și decupla. Mai mult decât atât, unii se decuplează fără să spună nimic. Supărați pe sistem și poate și pe manager. Nu vă asociază cu toate neajunsurile sistemului? Sau cum fac asemenea lucruri? Posibil, deși eu consider că sunt în primul rând medic și fac parte din colectivul ăla și îmi văd activitatea medicală. Da. Pe urmă, manager. Da, deci greu de angajat. Deci, pentru că toți erau supărați, mulți, de fapt, nu toți, pe spitalul de copii, pe acea imagine a mamei care stă pe scaun să vegheze un prunc bolnav cu febră, pentru că nu exista posibilitatea de cazare. Ar fi, dar nu există acest personal. Și nu există pentru că sunt niște normative și trebuie să te încadreze niște normative, că la nu știu câte paturi este o asistentă și uite așa. Da, dar nu vă lăsați. Bani, de unde mai vin? Deci ați amintit de contractul cu Consiliul Județean și de niște promisiuni în acest sens sau chiar mai mult decât promisiuni? Eu zic că sunt lucruri concrete, aprobate deja de Consiliul Județean și ceva dotare cu aparatură, reparații ale aparaturii stricate. Acum și cu aparatură ar trebui să existe așa un plan de reînnoire pe termen scurt deja. Păi sunt aparate în suferință multă? Păi gândiți-vă că eu astăzi, de exemplu, am operat de dimineață pe o masă din 1972. Wow. E aproape de vârsta mea. Și așa mai sunt multe în spitalul ăla. Deci un aparat medical undeva pe la 5 ani maxim trebuie înlocuit, indiferent că vorbim de un tomograf, de un remene, de orice, trebuie înlocuit la 5 ani. Evoluează performanța medicală condiționată. Da. Și cu toate astea să știți că se face performanță medicală la noi. Chiar se face performanță medicală. Puțin pleacă din spitalul nostru în spitale de grad superior, în schimb tot ce e grav din jur, chiar și de la spitalele private din Brașov, vine ce se stat. Cheamă caz grav, deja vine la noi. Care este explicația? Nu au posibilitatea acolo, încrederea e mai mare în Vorbim de spitalul privat. Da. Dotarea e clar superioară, nu? De cele mai multe ori. La ei sau la noi? Eu spun că la ei. Dotarea ce? Gradul hotelier. Dumneavoastră, dotarea cu aparatură, mă îndoiesc că este superioară. Păi nu ziceați de aparatura din 1970. Ba da, dar mă îndoiesc că acolo au mai multe sau mai bune. Deci acum dumneavoastră știți mai bine, spuneam. Da. Că... Nu, v-am dat niște exemple, dar există aparatură performantă. Deci chiar nu este nicio secundă pusă în pericol viața cuiva. Da. Așa, specialiștii
spun, foarte mulți sunt, merg și sunt acolo. Merg și acolo. Singura problemă în privat, vă spun, sunt costurile. Costurile. Dar omul nu-și permite. Omul nu-și permite și spitalul privat nu-și permite să susțină costurile unei afecțiuni care deja presupune mai mult de o zi, două, trei de spitalizare. Și atunci se orientează că și atunci hai la stat că e gratis. Chiar dacă e mai lipsit de confort, chiar dacă e mai... Dar știți cum e? Și asta este o prejudecată cu lipsit de confort. Foarte mulți vin în spital și spun nu vreau, că nu e confort. După ce pleacă, rămân cu altă impresie. Nu ne-am imaginat că totuși nu e chiar așa. Nu, aici iarăși lucrează imaginea defectuoasă creată de media. Deci vă spun, cele mai mari saloane sunt undeva 3-4 paturi. Dacă e unul mare pe fiecare secție, mai mare de 4 paturi, în rest, cam astea saloanele. Acum e adevărat că la noi, și vă spun că în ultima săptămână, și aici trebuie lucrat puțin la educație, dar o să fie foarte greu. Ultima barieră deci, care cade. Eu, și nu numai eu, nimeni nu are niciun fel de, cum să zic eu, de problemă în sensul ăsta și toți copiii sunt egali în fața noastră, nu sunt ordonați după niciun fel de alt principiu decât după boala pe care o au, dar cu toate astea vă spun clar că ne deranjează când, deci numai eu am avut pe secția de chirurgie doi pacienți în ultimele 7-10 zile la care veneau câte 20 odată. Da. 20 de indivizi. La spitalul de copii întotdeauna a fost o restricție mai mare decât în alte zone. Dar este normal. Pentru că sensibilitatea pacienților este mai mare. Este normal. Nu poți să vii și copilul oricum este sensibil, este bolnav, deci deja se apără puțin mai greu la boli și vin 20 în vizitele el și nu înțeleg că... Domne, Și de obicei e cu tărăboi cu ăștia, da. Oh, Doamne! Și asta ar trebui să înțeleagă. N-am restricționat, nu am interzis nimănui să vină la vizită, dar se poate chiar așa tot neamul până la a șaptea spiță deodată. Da, deci probleme suplimentare pentru manageri care țin chiar de educație. Deci, imaginați-vă cum arată biroul managerului. Nimeni nu intră acolo cu zâmbetul pe buză. Cine și de intră, obicei pus pe chart, pe hartă, nu? Intră să se certe, intră să se plângă, intră să ceară ceva. Deci încărcătura negativă zilnică este fantastică. Aveți și o specializare în psihologie, în psihoterapie? Nu. Nu. Păcat. V-ar fi poate de folos. Poate o să am nevoie la un moment dat ca pacient de psihodină. Poate chiar spitalul ar avea nevoie pentru colegii dumneavoastră. Ne-am gândit la un moment dat, chiar când am angajat un psiholog, nici nu știu dacă n-am prevăzut în contractul pe care l-am semnat, dacă n-am prevăzut că și personalul să poată fi... Să beneficieze. Sunt foarte necesare. Acum nu, dacă ar fi după mintea mea, eu aș face chestiile astea puțin obligatorii, periodice. Ca și în alte profesii, ca și analizele care ar trebui făcute periodic, nu numai când ne aducem aminte sau când avem nevoie. Când deja e cam târziu. Da, ar trebui. Cu siguranță. Deci bănuți practic de la spital, de la Consiliul Județean care este administrator și fondurile europene. Toată lumea le flutură, vorbește de ele. Fondurile sunt europene, o posibilitate reală. Da, eu zic că sunt pe cele două axe, pe 3 și pe 8, cu UPU și ambulatorul pe una din axe și pe cealaltă și asta este cel mai, zic eu, cel mai acut acum și cu care am agit cel mai tare, pe eficientizarea energetică a spitalului. Era o preocupare a dumneavoastră. Era pentru că suntem un spital care 8-9 luni pe an, în care 8-9 luni pe an se dă căldură. Da, nu aveți încă o problemă, nu obligă. Exact, 1 septembrie, săptămâna viitoare, vedeți cam cum e de rece noaptea și dimineața, sunt copii, nu putem să...
să nu dăm căldură. Nu vă spun cum arată o factură de gaz prin decembrie sau ianuarie. Noi putem imagina, având în vedere dimensiunea. Cu câte zerori, ori eficientizarea energetică ar fi minunată. Anvelopare, lucrurile. Distribuția energiei centrală deci aici termică. Aici vă gândiți la un proiect e gândit deja, e gândit ceva, așteptăm banii. Am înțeles. Așteptăm banii. Una peste alta... Aveți în față 3 ani teoretic în care vreți să schimbați foarte multe. Sper să rezist. Vă dorim sănătate multă și să rezistați pe baricade. Cum ați vrea să fie această emisiune peste 3 ani așa? Ce să-mi spuneți că s-a întâmplat? Acum că optimist, un... optimist, dar da. Cu un optimism rezervat, ancorat în realități. Da. Deci aș vrea să mă simt din punct de vedere al sănătății, măcar cum mă simt azi, măcar să cum dea Dumnezeu să vă simțiți mult mai bine, așa, că veți avea mai puțină treabă. Da. Să pot să vă spun că suntem în fața unui spital nou, atât ca infrastructură, cât și ca nu știu, personal mai mult, mai pregătit, mai... Păi haideți să vă mai zic, apropo de personal, organizăm periodic concursuri ca să angajăm personal. Deci eu v-aș invita odată să vedeți cam cum decurge un concurs din ăsta. Uneori e jenant, de-a dreptul. Nu ai. De unde alege? De unde alege. Sunt persoane care vin a 3-a, 4-a, 5-a, 6-a oară și nu iau examenul, deși concurează singure pe postul ăla. Pentru că realmente, și cum să vă spun, am coborât ștacheta tot mai jos. Acolo, până la minimul ăla unde nu pui în pericol viața pacientului. Până la limita de siguranță. Până la limita de siguranță. Și cu toate astea nu poți angaja. Și sunt atâtea fabrici de diplome numai în orașul ăsta. Așa este. Da. E un loc în care chiar nu e loc de rabat. Deci un personal mai... Cel, deci să-l păstrați pe cel bun, deci cel să care completați. E, vă spun, deci spitalul la ora asta rezistă datorită oamenilor care lucrează în el. Care vă susțin și care da, probabil... și care își văd de treabă da, și care își lasă nervii și sănătatea în spitalul ăla. Și întotdeauna și cărora familia eu, și viața personală departe. Sincer, nu știu, cum să le, nu știu cum să le mulțumesc în afară de a le mai spune verbal din când în când. Da. Un spital nou, ne dorim și noi, sper. Domnule manager, sufletește, vă susținem și noi. Sănătate multă echipei dumneavoastră și așteptăm vești bune, că știți cum e. Cerem. Da. Cerem pentru că avem de unde, așa? Avem impresia, cel puțin mulți dintre noi. Mulțumesc pentru prezența în această mulțumesc emisiune, și. Doamnelor, domnilor, la început de drum nou, managerul Spitalului Clinic de Copii din Brașov, doctorul Liviu Munteanu mi-a fost oaspete în această seară la Mix TV, la Mix Actual. Onelia Pescaru sunt, o seară excelentă tuturor și multă, multă sănătate!